Cristian Bușoi, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a arătat că distribuirea cardurilor de sănătate ar putea deveni responsabilitatea medicilor de familie. Legea care a fost modificată spune că aceste carduri de sănătate vor fi distribuite de către casele județene sau medicii de familie. Vor fi însă județe unde practic va fi imposibil să facem acest lucru doar prin intermediul caselor județene de asigurări de sănătate. Suntem în faza în care explorăm diverse modalități, nu vom lua o decizie înainte ca medicii de familie să-și dea acordul formal. Medicii nici nu vor să audă de această posibilitate pe principiul că deja în țara noastră ei au devenit aproape funcționari și încep să-și piardă din menire. Mi se pare că este o și problemă de legalitate, pentru că nu există nicio relație contractuală între medic și pacient. Relația contractuală este între pacient și casa de asigurări. Și astfel de servicii sunt obligatorii de făcut de către casa de asigurări. Noi, cu siguranță, nu vom avea personalul necesar. S-a dovedit că avem asistenții ocupați 8 ore din 8 și atunci, sigur, se ridică această întrebare extraordinară. Cum o să procedăm? Ținem personalul neplătit peste program pentru a elibera cardurile de asigurat. Cât despre dotarea cu aparatura necesară introducerii datelor în format electronic pe card, medicii nu știu nimic. Noi, ca și informații, suntem la nivelul președintele Casei Naționale, discută cu reprezentanții medicilor de familie pentru implementarea cardului de la nivelul cabinetelor de medicină de familie. În ceea ce privește logistică, modalitate de lucru, nici poveste, dar din păcate suntem obișnuiți ca peste noapte să se ia hotărâri. Totodată doctorii au primit asigurări că de la anul medicina de familie va primi un buget mai mare comparabil cu cel din Uniunea Europeană. Mi se pare curios când toată Europa primește, medicina de familie în toată Europa primește echivalentul a 15% din banii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar în România noi nu primim decât echivalentul a 7%, deci jumătate. Ce să primim mai mulți bani? Normal ar fi să primim banii care primește toată Europa și să ni se ceară să facem aceleași lucruri, medicii de familie, ce fac medicii de familie în toată Europa. Conform declarațiilor președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, primele 200.000 de carduri vor fi gata până la sfârșitul lunii iulie, urmând ca până la sfârșitul anului 7 milioane și jumătate de carduri de sănătate să fie produse de Imprimeria Națională.